Țara Hațegului, cea care a fost declarată destinația anului 2023 la categoria comori naturale, va avea o strategie de branding și dezvoltare turistică. Consiliul Județean Hunedoara a găzduit luni o întâlnire pe această temă cu inițiatorii proiectului Destinația de Ecoturism Țara Hațegului Retezat, Asociația de Turism Retezat și primarii din această zonă. Echipa de specialiști lucrează în prezent la realizarea unui produs turistic valoros, prin intermediul căruia, în termen de 10 ani, să atingă obiectivele propuse, printre care se numără creșterea duratei de ședere a turiștilor în zonă și Țara Hațegului, recunoscută ca destinație de vacanță la nivel național și internațional. Inițiatorii proiectului își propun extinderea strategiei de branding la nivelul întregii zone istorice a Țării Hațegului pentru dezvoltarea unui turism durabil care va atrage după sine dezvoltarea tuturor comunităților locale din acest areal. Invitatul special al întâlnirii de lucru a fost Felix Tătaru, specialistul care lucrează la realizarea strategiei de branding a Țării Hațegului. Țara Hațegului este una din regiunile cele mai bogate din punct de vedere turistic din România. Atâta vestigii pe kilometru pătrat, eu nu știu să existe în altă parte. Ce am făcut noi în 8 luni, împreună cu Consiliul de Brand, în jur de 40 de persoane, oameni din administrația locală, antreprenori, studenți, din zona cultelor, culturii și așa mai departe, oameni relevanți din comunitate, am avut mai multe întâlniri, am avut câteva workshop-uri, am avut o cercetare făcută cantitativ pe publicul din care locuiește acolo, dar și pe turiști, turiști potențiali sau turiști care au fost deja în Țara Hațegului. Cercetarea e importantă pentru primul pas a ceea ce am făcut noi, respectiv cine suntem. E foarte important să vedem identitar unde ne aflăm. Am construit încă de la început în mod profesionist, așa cum am spus și în prezentarea de astăzi, bazându-ne pe cifre din monitorizările fluxului de turiști, pe strategii de dezvoltare, strategii de marketing, strategii de promovare și iată că acum era nevoie de o strategie de branding local. Suntem printre puținele zone din România care a scris și intenționează să implementeze o strategie de branding local, care nu înseamnă un logo și un slogan, trebuie să fie cumva susținută. Ne dorim un set de acțiuni pe care să-l implementăm împreună cu comunitatea locală, să creștem mândria locală și sentimentul acesta de apartenență la extraordinarele valori ale Țării Hațegului și să devenim o destinație de vacanță cunoscută pe plan național și internațional. În primul rând vreau să o felicit pe Anca și colaboratorii săi pentru faptul că la Iași, Țara Hațegului a luat un premiu foarte mare pentru noi, pentru cei din județul Hunedoara. Suntem mândri de ceea ce au făcut. În al doilea rând, faptul că prin acest proiect european lucrează cu nimeni altul decât Felix Tătaru, ne poate ajuta ca o zonă din județul Hunedoara să fie o zonă cu un brand și o zonă cunoscută în toată țara și de ce nu numai în țară. Brandingul este transformarea unui loc dintr-un teritoriu geografic într-un spațiu al poveștilor, emoțiilor și oamenilor vii. Unul dintre obiectivele importante ale brandingului unui loc este de a construi o identitate și un sens de apartenență pentru comunitate pe care să se bazeze întreaga dezvoltare ulterioară.